cabană plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela, te fac să zâmbești. Mirabela, eu cred în povești. Și Zorela, hai să fim cuminți. Gogoniel, nu mă spăl pe dinți. Pe planeta Clounela, toți suntem aici. Cei mai buni amici pe planeta Clounela, cu toții cântăm. Pe planeta Clounela, mereu ne distrăm. La 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 la. Salutare și bine te-am regăsit! Sunt aici pentru că vreau să împărtăși cu voi bucuria pe care o avem noi, Planeta Clounela. De astăzi, noi mai avem 6 patroni care au decis să susțină proiectul Planeta Clounela. Iată de ce vreau să le mulțumesc personal: Lubov Donțier, Nata Eu, Otilia Izvoreanu, Corneliu Comendant, Babe Irina și Ana Smoleac. Vă mulțumim enorm de mult că ați decis să fiți patronii Clounela. Eu vă transmit pupici, îmbrățișări și mulțumim! Devino și tu patronul Clounela! Bine te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Povestea de astăzi este despre bunicul elefant care trebuie să-și ia rămas bun de la elefanții nepoți. Cum își ia el rămas bun și unde pleacă, aflăm chiar acum. Haideți să ne facem comod, pentru că începe povestea. Era o zi călduroasă. În aer se simțea mirosul verii, iar iarba se scăldea atât de mult în razele soarelui, încât devenise aurie. Copiii elefanți se jucau la râu. Ca printr-un uriaș pai, ei luau apa în trompă, apoi și-o aruncau pe spate, așa cum doar elefanții pot face. Ia uite cine vine!" a strigat Johnny, cel mai mic dintre puii elefanți. Era bunicul elefant. Când mergea, își legăna trompa lungă, brăzdată de riduri adânci, iar strălucirea soarelui răzbătea prin urechile lui uriașe. Puii de elefanți îl iubeau foarte mult pe bunicul lor. El știa cele mai neobișnuite jocuri și îi învățase multe lucruri folositoare. Iar în fiecare seară, la lăsarea întunericului, ascultau poveștile spuse de el. Bunicul elefant l-a povestit despre animalele din junglă, despre tărâmuri îndepărtate, dar și despre stelele care strălucesc pe cer. Astăzi însă bunicul elefant venise să-și vadă nepoții dintr-un alt motiv. Am venit să-mi iau rămas bun, a spus bunicul elefant. Copiii elefanți au devenit dintr-o dată foarte tăcuți, însă nu și Johnny. Dar unde te duci? A întrebat el curios. Mă duc la cimitirul elefanților, a zis bunicul elefant. Și ce faci acolo? A întrebat Johnny. O să mor, a răspuns bunicul elefant. Să mor? Cum adică să mor? A întrebat Johnny. Nu știu, a spus bunicul elefant. Nu am mai făcut asta până acum.
ceilalți pui de elefanți s-au strâns lângă bunicul elefant, în afară de Johnny. Dar când o să te întorci? Atunci o să te mai joci cu noi? A întrebat Johnny. Când mor, nu te mai întorci, a răspuns fratele lui Johnny. Când mor, te duci în rai. În rai? Johnny se uită spre cer cu ochii mijiți. Și ce faci acolo? Ce faci în rai? Mergi pe nori, i-a răspuns fratele lui. Sau cânti cu îngerii. Și uneori te poți întâlni cu Dumnezeu. Johnny a încercat să și-l imagineze pe bunicul lui, pe un nor, și a început să râdă. Dar ajungi în rai doar dacă ai fost un elefant bun. Dacă ai fost rău, te duci în iad, i-a amenințat în joacă sora lui Johnny, încercând să-l sperie. Johnny a căscat temător ochii. Și ce faci în iad? Te perpelești la foc mic, i-a spus râzând sora lui Johnny. Sau joci cărți. Atunci când mor, te transform în altceva, a spus verișorul lui Johnny. Când o să mor, aș vrea să mă fac o margaretă. Sau un fluture. Johnny a început să se întrebe cum se va întoarce bunicul lui și cum va reuși el să îl recunoască. Dar nu poți veni înapoi tot elefant? A întrebat el. Verișorul lui a clătinat din cap semn că nu. Sigur că te poți întoarce ca elefant, a spus celălalt verișor al lui Johnny. După ce vom muri, ne vom naște din nou ca bebeluș elefant și ne vom trăi de la capăt viețile. Când mor, a spus fratele mai mare al lui Johnny, te transform în praf. Îți rămâne doar scheletul, iar mai târziu acesta va fi expus la muzeu. Aiurel, a zis sora mai mare al lui Johnny. Poate corpul se transformă în praf, dar tot vei avea sufletul. Este invizibil. Iar când mor, sufletul zboară afară din corp și continuă să trăiască pentru totdeauna, a zis sora lui Johnny. Bunicule, ce se întâmplă cu adevărat atunci când mor? A întrebat Johnny. Nu știa de ce anume, dar s-a simțit dintr-o dată puțin trist. Moartea e o mare taină, a răspuns bunicul elefant. Nimeni nu știe exact ce se întâmplă când mori. Fiecare trebuie să treacă prin asta. Iată de ce este ceva special. John a tăcut o vreme, apoi a întrebat. Și chiar nu te mai întorci să te joci cu noi? Nu, i-a răspuns bunicul. Nu voi mai putea să mă joc cu voi, dar voi fi alături de voi în alte feluri, a răspuns bunicul. Cum adică? În ce fel? A întrebat fratele mai mare al lui Johnny. Voi veni la voi în vis? A zis bunicul elefant. Și dacă nu dormim? A întrebat sora mai mare al lui Johnny. Atunci voi fi în gândurile voastre. Și în toate lucrurile pe care le-am făcut împreună, a răspuns bunicul elefant. Dar ce se va întâmpla cu toate poveștile pe care mi le-ai spus? A întrebat verișorul lui Johnny. Bunicul elefant a zâmbit. Păstrați-le în minte. Mai târziu, când veți fi elefanți bunici și bunice, veți putea spune aceste povești nepoților voștri, a spus bunicul elefant. Bunicul elefant și-a strâns în brațe nepoții pentru ultima oară și s-a uitat la fiecare cu multă dragoste. Apoi s-a întors ușor și s-a îndreptat spre cimitirul elefanților. Bunicul elefant a plecat și a luat rămas bun și a lăsat pe nepoții lui cu poveștile și gândurile și jocurile pe care le-au învățat împreună. Uite, în așa mod, bunicul elefant și-a luat rămas bun de la nepoții lui, i-a îmbrățișat cu dragoste și le-a spus la revedere. Vreau să-mi spuneți dacă
aveți vreun bunic care nu mai este cu voi, dar care e acolo sus și vă veghează. Eu voi citi și voi pune inimioare și dragoste la fiecare comentariu. E adevărat că e o poveste mai tristă, dar e o poveste plină de dragoste și e o poveste care se întâmplă și în viața noastră de zi cu zi. Iată de ce v-am deschis un subiect de discuție cu părinții voștri, să discutați despre bunicii care au plecat sau oamenii dragi care nu mai sunt alături de voi. Eu, Clounela, te îndemn să distribui acest video și să te abonezi la canalul nostru ca să afli când apare următoarea poveste. Cu drag de aici, te îmbrățișez și te salut! Te iubesc, te ador, te pup! Pa, pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Sunt aici pentru că vreau să împărtășesc cu voi bucuria pe care o avem noi, Planeta Clounela. De astăzi, noi mai avem 6 patroni care au decis să susțină proiectul Planeta Clounela. Iată de ce vreau să le mulțumesc personal: Lubov Donțier, Nata Eu, Otilia Izvoreanu, Corneliu Comendant, Babei Irina și Ana Smoleac. Vă mulțumim enorm de mult că ați decis să fiți patronii Clounela. Eu vă transmit pupici, îmbrățișări și mulțumim! Devino și tu patronul Clounela! Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zori și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată să fim.